Doamnelor și domnilor, veți fi martorii celui mai important eveniment al mileniului. Pregătiți-vă! Sosesc! 3, 2 și... Care-i treaba, Sammy? Sau ar trebui să-ți spun capitanul Toad acum? Oh, Roger, ce bine că ai venit! Haide, scuturăm cartul, adică sticla asta! Tot nu înțeleg! Ce pui la cale aici? Vrei să-mi explici? Ei bine, folosește-ți creierul! La semnalul meu vei scoate brusc capacul și sucul va țâșni! Și după legea fizicii, sticla va înainta cu mine deasupra ei cu viteza sunetului! Nu prea pare să fie așa! Dacă ești în căutarea unui kart foarte rapid, ți-aș sugera un pod racer. Da, corect! Mă duc să-l scot din garajul meu! Dacă nu-ți moderezi sarcasmul, nu o să-ți arăt cum se face! Vorbești serios? O să tac! Să trecem la treabă! Nu de mult, într-o galaxie nu foarte, foarte îndepărtată, am decis să combinăm cele două lumi, Războiul Stelelor și Mario! Oh, da! Termină, Sammy! Bună, prieteni! Ce e? Mă pregăteam să intru în atmosfera potrivită! Deci, Rock, ce vom face azi? Trebuie să scăpăm de partea superioară a două sticle. Atenție la cutter! De fapt, astăzi vom transforma multe vechituri ca să le folosim în proiectul nostru. Așa că ar fi bine să cereți ajutorul unui adult în tot acest proces. Oh, îmi place când meșterim cu obiecte de recuzite ciudate! Rapid, dați-ne un like și vom continua! Mai întâi, trebuie să șlefuim bine aceste borcane. Este foarte important! Vedeți partea asta lipită cu scotch, prieteni? Nu ne trebuie pentru piesa asta! Hai să o tăiem! Asta n-a fost chiar în stil Jedi, Sam, dar mersi! Vrei să termin eu piesa aia? Sigur, poftim! Între timp, un memento prietenos! Mare grijă la degete! Așa... Așa... Nu vă grăbiți! Hei, Roger! E ok dacă borcanele noastre o să arate un pic diferit? Absolut, Sammy! Nu știi că asimetria e la modă acum? Așa e! Puteți folosi efectiv orice găsiți pentru acest proiect! Fiți creativi și încercați să lucrați îngrijit! Știu că am făcut tot ce am putut! Ia-l, Rog! Stai să văd! Bravo, amice! Ai lipit chiar și un fel de grilaj aici! Da, știu că sunt cel mai tare! Să arunc toate astea? Nu așa de repede! Astăzi lucrăm cu vechituri și gunoaie, îți amintești? Asta e o decorațiune cool pentru viitorul nostru vehicul! Vehicul? Mecanicul Sam este aici să ajute! Oh, grozav! Atunci, ca un adevărat mecanic, vei putea să asamblezi un motor interstelar perfect! Ce știi tu? Asta ar putea fi utilă! Cât e Sam ocupat, hai să mai lucrăm puțin la turbinele noastre! Un cablu de la un dispozitiv electronic vechi o să îmbunătățească designul. O să acopere și un spațiu suplimentar între panouri. Așa! Hei, mecanicule, n-ai terminat încă? Pot să te conving singur! Wow, super! Arată grozav! O combinație perfectă între piesele de plastic ale unui robot vechi, un arc metalic și o bucată din pompița unui șampon! Incredibil! Nu-i așa, prieteni? Atunci rămâneți alături de noi! Bun, am lipit motorul la locul lui, iar acum... Priviți! Hop, hop, hop! Serios? Nu e timpul pentru un pom de Crăciun? Nu mă subestima, amice! O să folosim acest căpăcel! Pentru a imita cuplajul energetic! Așteaptă! Vorbești despre fulgerele alea dintre turbine? Da! Altfel, de ce am mai avea cutia aia magică de acolo? Sfinte macaroane! Și eu care credeam că aproape ne-am terminat proiectul! Abia am început! Ia uitați! Și uite așa ne-am făcut niturile! Roger, credeam că acest pod racer va aparține capitanului Toad! Bună treabă, Sammy! Să-l luăm iar pe ăsta! Stai puțin! Am mai discutat deja despre faptul că nu a venit Crăciunul! Dar e momentul potrivit pentru puțină magie! Bibidi, babidi, abonați-vă! Hop, ta-da! Wow, a fost grozav, Roger!
cum borcanele noastre spațiale încep să arate ca niște ciuperci intergalactice. Ai perfectă dreptate, amice. Hai să mai adăugăm câteva detalii frumoase. Și motorul podracerului nostru este gata. Mai vedem noi. Hey, Roger! Tipul ăla de acolo crede că nu vom putea asambla o cabină drăguță doar din vechituri? Păi, spune-i că acceptăm provocarea. Du-te, du-te! Și gata! Deci, Sammy, ce o să spună tipul ăla despre asta? Aprob! Prieteni, am terminat partea de asamblare a creației noastre. Deci putem trece la... decorare! Fix pe fază! Revenim imediat! Ok, oameni buni, trebuie să vă protejați mesele, pentru că o să ne murdărim. Aha! Am folosit grundul ca să pară ruginit podracerul nostru, nu? Exact, Sammy! Și acum să aplicăm acest amestec de vopsea și bicarbonat de sodiu. Pe aici colo pentru a-i da o textură mai scorțoasă. Un vehicul spațial făcut din vechituri ruginit de tot? Îmi place! Ah! Simt că o să mă descurc bine la partea asta proiectului! Sunt sigur de asta, Sammy! Pui și tu niște tușe fine! Am înțeles! O să termin imediat! Cât timp a trecut de când n-ai mai văzut un podracer pe ecran? Păi, m-am jucat ieri Star Wars Racer pe Switch-ul meu. Ce? Și nu m-ai invitat? Scuze, amice, vrei să ne jucăm după ce terminăm DIY-ul ăsta? Atunci ar fi bine să te grăbești. Dorința ta e poruncă pentru mine. Normal! E timpul să colorăm puțin creația noastră și categoric nu aș rata asta! Așa este, amice! Fie ca forța culorilor să fie cu tine! Acum o să vă arăt ceva interesant. Dar să nu folosiți periuța asta de dinți pentru dinții voștri după aceea. Am terminat aici. Sammy, ai ratat totul până la urmă. Poftim? Eu doar te priveam de aici. Stai! Poftim, o să ai nevoie de chestia asta pentru următorul pas. Mersi! Acum vom face câteva pete de ulei. Și o voi face eu pentru că nu vrem să exagerăm. Iar Sammy are uneori problema asta. Eu lucrez mai repede decât tine, Rob. Dacă spui tu, Sam. Bun. Practic, mai trebuie doar să asamblăm totul. Să-i dăm drumul. Hey, Rob, vrei să pocnești din degete? Ce? Bine. Wow, ați văzut? Ce tare! Nu-i așa? Normal! Acum dă-te la o parte! Opa, opa! Wow, prieteni, vedeți? Sammy, noi doi am făcut o treabă minunată azi! Și dacă are cineva vreo îndoială, să se uite la creația noastră!
Ce se întâmplă, Sammy? Nu știu cum să conduc acest pod racer. E prea mic. Pot să te ajut dacă vrei. Oh, Roger, te rog. Bine, concentrează-te. Gândește-te la dorința ta și bum! Poftim? Hei, îmi convine așa. Prieteni, sper că v-a plăcut proiectul nostru de astăzi. Susțineți acest clip cu un like și abonați-vă. Pa, pa! Pe curând, dragilor! Hei, Roger, mă transform la loc în slime? Roger!